Cali și Aida Giurumescu s-au despărțit cu mult timp în urmă, însă separarea dintre cei doi nu a fost deloc una în termeni amiabili. Astfel că multe dedesubturi din legătura lor au ieșit la iveală în urma despărțirii. Cei doi foști sunt într-un continuu război și niciunul nu se lasă mai prejos. Ei bine, totul a început în anul 2000, atunci când Aida a susținut că are un copil cu Giovanni Becali, însă acesta a refuzat să recunoască relația extraconjugală cu amanta sa și faptul că au un copil. Astfel, femeia nu s-a lăsat nici de cum privind această situație și a trecut prin tribunale până s-a dovedit că, de fapt, ea și impresarul au un fiu împreună, instanța hotărând la vremea respectivă ca Giovanni să plătească 85.000 de euro pentru pensie alimentară. De asemenea, Giovanni Becali a refuzat și până în ziua de astăzi să plătească această sumă pentru fiul său, pe care instanța a hotărât în urmă cu mulți ani. Așadar, din nou, Ioan Becali și fosta amantă vor ajunge la tribunal, respectiv pe data de 29 septembrie. Aida Giurumescu este de meserie avocată, fiind stabilită în Austria. Femeia a tot deschis procese de-a lungul anilor pentru a face cumva să recupereze banii de la tatăl fiului ei, respectiv suma de 85.000 de euro pentru pensie alimentară. Giovanni Becali nu l-a recunoscut niciodată pe fiul său, motiv pentru care instanța vieneză i-a cerut la vremea respectivă impresarului să facă un test ADN. Atunci, afaceristul a refuzat să facă acest lucru, astfel că Aida a deschis mai multe procese și în România, iar instanța i-a dat câștig de cauză de fiecare dată. Judecătorii au stabilit executarea silită a impresarului, iar fosta amantă ar fi cerut scoaterea la licitație a unor imobile deținute de acesta în zona florească din București.